Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu aș vrea să ne reconsiderăm poziția față de bombardieri în țara asta. Bombardierul cred că este etapa următoare față de cocalar simplu. Adică bombardierul are și violențe, în timp ce cocalarul este doar ridicol. Pentru că bombardierul are o viață grea și plină de provocări în această țară, cel puțin. Ce-a pățit bombardierul? Am plecat, adică mi-am dat seama, pornind de la cazul tânărului bombardier Valentino din Constanța. Pe el îl cheamă Valentin, dar bombardierul nu poate să aibă numele simplu, trebuie să fie... Cumva. Da. Valentino. Dânsul a vrut să ia la bătaie un șofer care l-a claxonat când traversa aiurea strada. De asta trebuie să-i coboară mascații din Duba, pe care tocmai oprise să... Ce mai genial. Le explice, da. E filmată. S-a întâmplat în centrul orașului, înțeleg că pe bulevardul Tomis, domnul bombardier Valentino, împreună cu doamna iubită, sau soție, sau amantă, sau nu știm cine. Oricum, e ceva rar că era pe jos bombardierul. Da, păi nu doar traversa. Deci, înțeles, dar putea traversa în mașină, adică, așa dai seama. Corect. Corect. Traversat ei bombardierii linii de tramvai, de tren, da, exact, și așa mai departe. Exact. Adică, da. Deci, s-a traversat bulevardul, agale, în mijloc, că normal, adică traversezi pe unde vrei, când ești bombardier, pe unde te apucă. Și agale. Și agale, dar nu te grăbești. Da, exact. Și a oprit, practic, traficul. Auto și șoferul unei Dube a avut tupeul să-l și claxoneze. Ori asta a fost, practic, o nouă provocare în viața plină de neprevăzut a domnului Valentino. Nu poți fi bombardier adevărat dacă lași astfel de afronturi să treacă nepedepsite. Unde s-ar ajunge? Corect. Adică nu, ca bombardier trebuie să reacționezi imediat, fulgerător, la orice lipsă de respect. De oriunde ar veni ea, nu se poate. Te claxonează șoferul, îi spargi fața. Normal, cum? Nu se mișcă suficient de iute pietonul pe trecere când îl claxonezi tu, bombardierul? Îi spargi fața. Se uită unul prea lung la tine, îi spargi fața. Nici nu se uită la tine. Fața. Fața. De-aia bombardierul, cum vă spun, e mereu pregătit. El are... pentru la o adică, are era o bâtă... Era și cu consoarta, îl făceai de râs, l-au făcut de râs. Da, un toporaș, un cuțit, nu un se știe niciodată când trebuie pus cineva la respect, că nu arată suficient respect. Și așa că domnul Valentino s-a trezit cu mascații, că aici începe toată povestea, coborând din Duba cu pricina, erau niște luptători de la Sias, Constanța. Mamă! Asta l-a încurcat nițel. Curat ghinion. Da, și se vede cum bate în retragere încercând să-i numere. Numai că era o mișcare permanentă și era greu să-i numere. Erau, cred că, 3-4. Deci mult de numărat. Și a bătut în retragere pe trotuar și mascații s-au urcat înapoi în mașină și au zis că își vădă viața. Vezi că l-au mai și îmbrâncite. I-au zis, du-te, bă, de aici. Că de aici... Da. Și el s-a dus pe trotuar și asta a fost. Adevărul că și tu, dacă te îmbrâncezi, în primul rând, cum să spun, tu te-ai gândit să te iei la bătaie cu o dubă? Nu, dar dacă mă gândeam, bombardier, ajungeam și eu bombardier, și eu sunt feribot. Suna ca, da. Suna ca o scuză, bă, l-au îmbrâncit pe om. Da. Da? Dacă are și patru mascați și te-ar îmbrânci pe trotuar, tu ce-i face? Îi zice să trăiți, mulțumesc și la revedere, pa. A, te-ai luat la bătaie cu Iluca? Da, e normal. Da, și asta a fost. Jandarmii au plecat și aparent totul se termina, dar în răscrucea asta, adică la răscrucea asta, bombardierul n-a putut să lase să treacă de la el treaba. Are mize mari în viață. Așa că, de pe trotuar, domnul Valentino a început să răcnească insulte și injurii spre jandarmii, văzând după aia că pleacă, știi? Moment în care jandarmii, deși plecaseră deja, s-au oprit. Au coborât din nou din Dubă și s-au dus și l-au ridicat pe domnul Valentino din cârciuma în care ăsta se refugiase. Pentru că nu și-a imaginat, mă, ce poți să-ți imaginezi când înjuri jandarmii care trec pe stradă? Ori să vină după tine? Uite, mă, că au venit după el. Înțelegi? Asta a fost. Deci l-au dus la poliție pentru o discuție suplimentară, unde cred că a semnat declarații cu ambi, pare rău, la jandarmii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.